victorie în stil mare pentru voi, chiar împotriva echipei unde ai jucat. Da, într-adevăr, a fost un meci reușit pentru noi, am început foarte bine, am făcut un pressing foarte bun, am pregătit totul ca la carte săptămâna asta și mă bucur că ne-a ieșit și am câștigat. Cum? Da, desigur, a fost o bucurie să-mi reîntâlnesc foștii colegi, mă leagă amintiri frumoase cu ei, dar din momentul ăsta vreau să mă lege amintiri frumoase aici. În galeria n-a avut cuvinte prea bune la adresa ta. Era de așteptat să nu vorbească frumos despre mine, să scandeze numele meu, dar pentru mine e important ce am de făcut aici. Toată lumea a fost cu mine, toată lumea din tribune și m-au susținut, m-au încurajat, i-am auzit și pentru mine asta contează. Nu avea nicio șansă, te așteptai să o vezi pe Craiova așa moale? Ne așteptam la un meci greu, am stat foarte bine în teren din punct de vedere tactic. Am îndeplinit tot ce ne-a spus mister și cred că ăsta a fost punctul nostru forte astăzi și am profitat de spațiile pe care ei ni le-au lăsat și am reușit să câștigăm în felul ăsta. Ghencea, cum ți s-a părut? E casa PSV-ului? A fost superbă atmosfera, chiar așteptam cu nerăbdare să debutez și eu pe stadion și mă bucur că am debutat cu dreptul. Și începe să vă scorul ăsta la pauză? Cum? Te gândeai la scorul ăsta? Sincer nu, pentru că și erau într-o formă foarte bună, au jucători de calitate, dar se pare că am fost mai buni seara asta. Îmi pare și mai rău acum după punctele aia de la Rad cu TTV. Da, îmi pare rău, dar întotdeauna trebuie să învățăm din greșeli. Se mai întâmplă să mai fie și dușuri reci. Important e că am trecut repede peste, am reușit să câștigăm astăzi și trebuie să rămânem modești și să muncim în continuare pentru că drumul e lung. Da, într-adevăr, nu mi-a fost ușor pentru că a fost o perioadă grea pentru mine. A trebuit să trag din greu, să revin în primul 11. Mai am de muncit, fizic mă refer, și sunt sigur că lucrurile o să fie pe o pantă ascendentă. Ce